În anul 2022, Orchestra de Muzică Populară a Consiliului Național Român s-a bucurat de numeroase prezentări în fața spectatorilor. Toți membrii sunt pe deplin mulțumiți de activitatea desfășurată, deoarece obiectivele au fost atinse. Toate activitățile, mai ales vorbim acum nu despre orchestră și așa mai departe, mai bine se pot îmbunătăți prin cât mai multe repetiții, cât mai multe concerte, apariții, nu în public. Planurile pentru viitor sunt, bineînțeles, ca și în anii precedenți, să avem cât mai multe concerte și apariții în mai multe localități. Despre bogată activitate a Orchestrei de Muzică Populară a Românilor din Voivodina, desfășurată în anul precedent, am aflat detalii de la dirijorul orchestrei Grațian Petrovici. Anul trecut am realizat multe proiecte. Am realizat Festivalul Copiilor, apoi am fost invitați la festivalul din Sibiu, din România, Cântecele Munților, unde am participat cu mai mulți soliști consacrați din România. Am realizat și concerte de colinde, am realizat concertul la Torac și concertul la Vârșeț. Și apoi am filmat emisiunea de Revelion. Prețul succesului este munca grea, devotamentul pentru muncă și determinarea, iar aceste orchestre îndeplinesc toate cele necesare. Le urăm să continue în direcția țelurilor propuse.